Bună ziua spre bună seara. E marți și dacă e marți e Belgia, dar undeva mai târziu, că e fotbal. Și rămânem în zona, cred că e cea mai perfectă figură geometrică, sfera. Doar Nichita Stănescu avea o problemă cu un cub. Marți, poveștile lui Pilu, tenis de masă. V-am lămurit? Nu. Haideți să-i spunem la bună întâlnire cu TVR Cluj, studioul din teritorial televiziune din Cluj, doamnei Beatriz Romanescu. Sărut mâna! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Marketing, tenis de masă. Perfect. Zilele acestea sunteți în foc. Sunteți în foc pentru că la Cluj se va desfășura campionatul european de tenis de masă. În sfârșit, după 1959, după 6 decenii. Cel mai recent campionat european de tenis de masă, iată că după 60 de ani, ajunge nu la Constanța, la Constanța a fost în 1959, în iulie la Cluj. Cum ați ajuns la Cluj să organizați campionatul european? Într-adevăr, 59 de ani au trecut de la ultima ediție de campionat european organizată de România. Sunt atât de mulți ani încât nici nu știm ce să spunem mai întâi că s-a întâmplat în acești ani. Tenisul de masă nu că nu ar fi vrut să organizeze, Federația Română de Tenis de Masă nu că nu și-ar fi dorit să organizeze în toți anii ăștia. Corect. Din păcate însă este greu, dar trebuie să spunem acest lucru. În România nu există o sală polivalentă, nu? Până la apariția acestei miraculoase săli polivalente din Cluj, nu exista o sală polivalentă care să întrunească toate condițiile Corect. Necesare organizării unui eveniment de asemenea anvergură. Până Așadar, continuăm de faptul de organizare, să nu uităm că fără public nu se poate. Și doamna Romanescu vă face cadou vouă celor de acasă, doar să sunați la TVR Cluj și primiți nu foarte multe, ci două invitații la campionatul european de tenis de masă. E foarte simplu, 0264420135. Vă rog să continuați, scuze. Vă spuneam că odată cu apariția sălii polivalente din Cluj, deja visul nostru a devenit realitate. A fost un an de zile în care am urmărit îndeaproape ce se întâmplă în sala polivalentă, am vizitat-o și ulterior, imediat, am luat decizia să candidăm pentru a organiza acest campionat european. S-a întâmplat asta acum 2 ani de zile, s-a întâmplat la Budapesta și da, sunt bucuroasă să spun că a fost un moment de început fantastic în care, pe lângă dorința noastră extraordinară, a fost și sprijinul din primul moment al primăriei, al Consiliului Local Cluj, care imediat ne-a spus da, vă suntem alături pentru organizare. Tot ce și face imagine început Clujului, vă dați seama că ce idil ar spune nu. Da, dar aparent așa cine, este. Cine ar spune nu la, este, o, dar, până la urmă, vizibilitate europeană în cazul exact campionatului european de tenis de masă? Exact. Cine ar putea să spună nu la așa ceva? În ultimul an, cred că s-au organizat 3 campionate de asemenea învergură, da? Gimnastica, basketul și, bine, iată, noi tenisul. Gimnastica de a venit pe neprofesionalismul celor de la București, că n-au dus la capăt proiectul sălii polivalente de la București. Federația Internațională de Gimnastică acordase Bucureștiului organizarea, n-au mai putut da înapoi și atunci Clujul a fost acolo aproape și iată, da, a fost campionatul european de basket. De basket, exact, campionatul european de basket și iată, imediat, în foarte scurt bine, timp, campionatul european de junior, de dar asta nu înseamnă că nu se poate organiza un campionat european de seniori. Stați un pic, juniorii sunt generația de mâine. Dacă nu ai niște juniori puternici, dacă o federație nu se uită în urmă ce crește, ce vine după rezultatele seniorilor, atunci s-ar putea să ai o problemă. La noi asta este o strategie. Federația Română de Tenis de Masă în primul rând privește tot timpul ca rezultatele seniorilor să fie dublate, triplate de rezultatele celor mici. Și în așa fel încât astăzi suntem campioni europeni antitră la echipe cum fete, vreți să seniore dăm invitațiile? Că sunt foarte multe telefoane. Eu am spus colegii mele, iertați-mă, că să intrăm în legătură directă cu ei sau tragem la sorți. Cum facem? Cu mare drag pot suplimenta numărul invitațiilor în acest moment. Sunați atunci, exact, vă lăsați exact numele și colegilor mei din regie să nu ne mai intră. Mergem până la 5 invitații. Mergem până la 5 sigur, invitații sigur. Și eu am să anunț în timpul emisiunii când sunt 5, nu mai sunați.
îmi pare rău, dar a fost pe nepusă masă la 6 și 15 minute, am decis. Perfect. Rămâneți, nu mai intrăm în legătură telefonică directă și invitațiile sunt aici. Continuăm. De fapt, trebuia să începem emisiunea cu serviciul pentru istorie. Pentru că acesta este sloganul Federației Române de Tenis. E un slogan cu vino în coa. E un slogan care la prima vedere poate părea ușor controversat, da, sau oricum atrage atenția. Da. Este, are o poveste foarte frumoasă acest slogan, pentru că până la urmă este vorba despre a servi. A servi, ce înseamnă a servi? În sportul nostru este esențial, înseamnă începutul jocului, da? A servi, poți servi să câștigi un punct care te poate lansa în istoria sportului pe care îl reprezint în acest moment, în istoria sportului românesc, în istoria tenisului de masă. Chiar am avut la și de aici de masă. Și de aici un joc de cuvinte, da, și un joc de imaginație subtil, până subtil la urmă, exact, un subtil joc de imaginație pentru fiecare dintre telespectatori, care bineînțeles fiecare poate să gândească acest joc după cum își dorește. Domnul Românescu, dumneavoastră ați fost, dacă memoria nu mă înșală, vicecampioană europeană. Eu spun cu semn de întrebare, vă dați seama ce. Da. Nu sunt sigur, vicecampioană, da, europeană. Și ați declarat mai de mult într-un interviu colegilor de la Gazeta Sporturilor, este interesantă, mai multe declarații, dar asta mi-a atras atenția. Românii sunt nativ talentați la tenis de masă și nu numai. La sport în general. Nu suntem o nație de leneși. Talentul nativ se adaugă o disciplinitate spre muncă. Eu vin și vă întreb, la ceea ce a spus dumneavoastră, românii sunt nativ talentați, dar dacă acest talent nu ai grijă de el, încet, încet, pe generații, el o să dispară. O să devină elementul neutru pentru aritmetică. Zero. Tot ne lăudăm cu partea nativă, dar dacă nu facem nimic, după 6 decenii avem o sală să putem organiza un campionat european. După 5 decenii facem nu știu ce. Mai sunt valabile aceste cuvinte? Suntem atât de talentați? Așa cum tenisul de masă începe la masa de joc, de la serviciu, așa în general viața unui sportiv înseamnă începe de la a avea talent. În principal, talentul este un motor care te poate propulsa. Sunt de acord cu dumneavoastră. Există sportivi care au ajuns pe trepte înalte fără să fie extrem de talentați, dar fiind foarte muncitori, perseverenți, tenace, sau există sportivi care sunt într-atât de talentați încât consideră că talentul este suficient, ceea ce este o mare greșeală. Talentul nedublat de muncă și nedublat de netriplat, sau cum vreți să spuneți, de susținere, nu are cum să răzbată până la urmă. E adevărat, îmi susțin afirmația, suntem un popor care este talentat la sport, în general, aptitudini către sport. Nu suntem atât de muncitori, în schimb. Doamna, nu suntem. Ba da, este real. Nu știu dacă sunt 150 de cluburi în Federația Română de Tenis afiliate. Nu sunt. Păi de ce povestim aici? Povestim despre talent. Stați puțin. Asta este totul altă, asta înseamnă organizare, ceea ce spuneți am talent și nu vreau să lucrez. Deci părintele, dacă își vede copilul talentat, nu mai prelucrează, lasă talentat. Hai, uite. Uite cum poate să moară un tenismen. Știți ce greu își vede părintele copilul talentat? Părinții își văd tot timpul copiii talentați. Sigur, copiii talentați. Numai ca antrenorii trebuie să vadă acești copii și să descopere în acești copii acest talent. Este extrem de dificil. Trăim niște vremuri în care părintele nu mai este atât de dispus să-și lase copilul la sport. De ce? De ce din diverse motive. Vă enumăr acum câteva rapid. Da? Deci, nu, vorbiți exact de viața dumneavoastră, pentru că sub 25 de ani v-ați lăsat de sportul de înaltă performanță să deveniți om de afaceri. Asta a fost o decizie. La un moment dat a fost o decizie. Da? A fost absolut o decizie personală în care am decis acest lucru. Atâta timp cât am veniți considerat... Veniți la emisiune acum și după aceea plecați, cât știu, 2 zile, 2 nopți, să organizați... Vedeți, e foarte ușor să privim un spectacol sportiv. E foarte ușor să privim, atâta timp când nu există în spate implicare de la minister. Nici, că dacă aduc discuția de ministru, cred că
aici și explodează emisiunea și pe mine mă cenzurează sau mă dau afară. Deci nu se poate ca de 3 decenii să nu avem copii spre sport. Să nu aveți cel puțin 10.000 de copii legitimați. Franța are peste 1 milion de judoca. Știu date, deci 1 milion de judoca. Vă rog să mă credeți că știu, povestim pentru că trebuie să povestim. Povestim corect, pentru că performanța, pentru că performanța cere extrem de mult sacrificiu și pentru că astăzi foarte puțini sunt copiii, dar copiii sunt n-au de unde să știe ce îi așteaptă, da? Foarte puțini sunt părinții care sunt dispuși să-și mai lase copiii către performanță. Dar aici vorbim de înaltă performanță. Ceea ce se corect întâmplă la Cluj și ceea ce va urma la Cluj zilele următoare, da, înseamnă înaltă performanță. Și vă așteaptă o invitație, să nu uitați, 0264420135. Înseamnă sportivi, înseamnă sportivi care deja sunt confirmați. Înseamnă sportivi care deja sunt campioni europeni, care au locul 3 la campionatele mondiale. Înseamnă copii care deja sunt în vizorul federației. Ia vorbiți puțin de echipă, de echipa noastră. Tocmai asta vreau, avem jucători în echipa națională pe care cheamă Ion Adriana Vasile, nu, Xiong Sun din Germania. Nu. Sau Elveția. Încă Federația Română nu avem. Nu avem și să știți că asta este o altă strategie a Federației, să nu importăm, să nu importăm jucători din Asia, da? Ne-ar fi probabil foarte ușor să fim pe podiumul europenelor și mondialelor în mod constant cu un jucător importat. Niciodată nu ne-am gândit însă, pentru că practic ideea este de a ne crește proprii sportivi. Ai spart da? Și naționala în momentul respectiv. Ai spart valoarea echipei naționale și să asimilezi, dar vorbiți puțin de echipă, că vreau să vorbim de tenisul de masă la nivel de masă, cum există teren de sport în fiecare școală din România. Eu vă întreb pe dumneavoastră și cred că nu chiar în fiecare seară aveți discuții cu soțul dumneavoastră, ci este președintele Federației Române și o să ajunge acolo și deputat în Parlamentul României. De ce nu văd o masă de tenis în fiecare școală? Chestia mică de beton, când eu eram copil, eram elev, era o chestie de beton, cu picioare de beton, scândura reprezenta un fileu, o scândură lată de 1 centimetru, așa era atunci. Bun, astăzi, de ce nu văd în fiecare școală o masă de tenis? Pot să vă răspund cu întrebări, pot să vă răspund cu... Deci sunt foarte multe. Deci haideți un pic să delimităm puțin lucrurile, mergem da? Mergem la echipă. Deci mergem puțin la echipă, da? Haideți să nu uităm să încep cu un lucru extrem de important. Probabil că telespectatorii dumneavoastră cunosc deja acest lucru. România este campioană europeană în titre la echipe senioare, da? Fete, da? Eliza Samara, Bernadette Söci, Daniela Dodean, Irina Ciobanu sunt cele care au cucerit medalia de aur anul trecut la campionatele europene de tenis de masă. Adina, scuzați, am uitat-o pe Adina Diaconu, la campionatele europene de tenis de masă. Și am învins Asia. Am învins Asia. Asia. Să deci nu, Asia să din nu Europa a fost învinsă rând pe rând, culminând cu victoria fabuloasă din finală împotriva Germaniei. Bun, coborând puțin, da, coborând puțin în vârstă, iată că avem echipa de juniore. Avem echipa de juniore, echipa de juniori. Apropo de echipa de juniori, dumneavoastră știți că în echipa națională de juniori este un clujan de-al dumneavoastră? Nu. Rareș Șipoș este component de bază, deci este component de bază al echipei naționale de juniori. Știți că a fost o tradiție. Clujul a fost un centru de tenis de masă fantastic. A lăsat și parte de literatură prin Parcă și Pane. Exact, exact. Avem exact. A fost școală de tenis de masă la Cluj. Merge bine. Am servit pentru istorie. Sigur. Și sportiv și sigur literatură. Așa este. Și iată că în continuare Clujul încearcă să țină steagul sus, da, și să prin prezența lui Rareș în echipa națională, noi sperăm la o medalie sincer de aur la acest campionat european în proba pe echipe și nu numai. Vreau să vă spun că nu numai că organizăm campionat european. Dacă de foarte multe ori pentru unele sporturi a organizat sau a participat la un campionat european este
organizarea sau participarea însă și o mândrie. Noi ne dorim extrem de multe medalii și cât mai prețioase la acest campionat. Suntem obișnuiți ca de obicei de la campionatele europene de junior să venim cu 10-12 medalii acasă. Vizibilitatea jucătorilor este cu totul și cu totul alta în este, clasament. Bineînțeles. Bine, dacă studiați clasamentele noastre, o să vedeți că suntem pe primul loc, suntem în primii 3 sportivi europeni, cu fiecare dintre, în fiecare echipă există unul dintre sportivi care este acolo situat doar în top. Partea pecuniară nu este la nivelul altor sporturi. Mă provocați și cu partea pecuniară. N-aș vrea să vorbesc despre un subiect pe care probabil nu l-am terminat niciodată. Exact. Dar nu despre asta aș vrea să vorbesc. Aș vrea să vorbesc despre acest campionat european. Aș vrea să vorbesc despre faptul că sunt 48 de țări participante. Sunt peste 1200 de participanți, sportivi, antrenori, staff etc. Este pentru prima oară când în România vor veni de la va veni întreaga conducere a Federației Europene și mai mult decât atât și cealaltă a Federației Internaționale. Deci președintele Federației Internaționale Thomas Weikart va fi prezent la Cluj, va fi prezent CEO-ul Federației Internaționale. Se va organiza forum sau se va organiza și un forum în perioada 20-22 iulie. Pentru prima dată va fi primul forum european. Toți președinții de federații din țările din Europa vor participa la acest forum. Așadar, o mișcare de trupe extraordinară. Aveți ocazia, sloganul, să-l implementați foarte bine în aceste două întâlniri, atât la nivel european cât și la nivel internațional. Să servim pentru istorie și să avem șansa ca peste 2-3 ani să organizăm un campionat, nu peste 6 decenii. Să curgă bani spre copii, lor să le... Clar, meritele lor nu să intre în discuții, dar cei ce habar n-au de paleta aia, de bucățica aia de celuloid, ce sună ping-pong, ping-pong, fascinați, să aibă bucuria de a se juca. Că nu toți vor ajunge... Sigur. Otilia Bădescu, Maria Alexandru, Mihaela Ștef, Crișan, la Crișan Adrian. Nu toți vor ajunge. Dar au bucuria de a fi sănătoși. Și au bucuria de a împărtăși... Federația Română de Tenis exact. Trebuie să o facă. Și e o chestie foarte interesantă că am prins aici anturajul, soțul meu fiind și în Comisia de Sport. De ce Dumnezeule, după 3 decenii, eu nu am un program național pentru sport? Elevii de clasa 12-a nu au putut să dea bac de la liceele cu program sportiv din educație fizică. Unde ați mai întâlnit așa ceva? Revin la campionatul european. Revenim la campionatul european. La campionatul european. Trecem de la una la alta așa, este, ca sigur, la ping-pong. E corect. Sunt foarte multe subiecte pe care ar trebui să le discutăm, pe care poate că ar fi extrem de interesant să le dezbatem. Chiar sunt subiecte de dezbătut. Dar apropo de ceea ce spuneați și de generații, vreau să vă spun că zilele acestea la Cluj, până va începe campionatul european, care va începe pe 15. Pe 15 iunie, timp de 10 zile, 15-24 iunie, în sala polivalentă. Va fi servit pentru istorie. De masă, exact, a tenisului de masă. Și pentru acest campionat european, aici la Cluj, se află zilele acestea toate echipele naționale. Am dat cumva strângerea și seniorii joacă astăzi pentru juniori. Aici la Cluj se află Adrian Crișan, da, Elisabeta Samara, Bernadette Soic. Ei toți au venit să joace pentru colegii lor mai tineri, care sigur li se vor alătura în echipa națională. De colegii mei din regie, invitațiile sunt pentru două persoane? Nu, sau? Nu pentru o singură persoană. Este pentru o singură persoană. Continuați, vă rog. Așadar, toate generațiile sunt aici la Cluj, ceea ce este extraordinar, extraordinar și este de apreciat fantastic răspunsul acesta pozitiv al seniorilor de a fi alături de colegilor mai tineri. Și, sincer, Cristi Pletea, Rare Șipoș, Andreea Dragoman, națională, mare, sigur, transferul sigur, se face sigur. De mână. Cristi Pletea și Rare Șipoș sunt deja lipiți echipei naționale de seniori, la băieți, da? Iată, Elena Zaharia și Andreea Dragoman sunt practic vedetele echipelor de junior 2 și de junior 1. Așadar, toți sportivii sunt aici prezenți la Cluj și zilele acestea se pregătesc pentru campionatul european. Cu acest afiș ne vom întâlni de mâine prin tot Clujul, așa când recunoaștem să știm că din data de 15 la sala polivalentă ne întâlnim cu campionatul european peste 40 de țări.
Nu, sunt 40, nu, sunt 48 de țări care 48 participă. De țări. Da, și vreau să lansez o invitație tuturor iubitorilor de tenis de masă sau poate celor care vor să descopere tenisul de masă. Amatorii. În Cluj. Amatorii, cei care jucăm în curte. Cei care jucăm. Noi vom fi timp de 10 zile de dimineață până seara în sala polivalentă din Cluj. Există bilete deja puse în vânzare. Prețul unui bilet este simbolic, este de doar 5 lei. Abonamentul pe 10 zile este 40 de lei. Mi se pare absolut firesc, nu știu, este o susținere pe care noi vrem să ne-o lansăm nouă înșine și vrem să aruncăm o provocare cumva, să lansăm o provocare către toți cei care vor să vină la tenis de masă. Până la urmă, este un respect față de sportul nostru. Acum ați văzut, televiziunea publică se apropia foarte mult de Federația Română de Tenis de Masă. A încercat să promoveze, chiar și TVR Cluj, am transmis pentru prima dată finală de campionat național pentru juniori. Sunt câteva discipline sportive ce nu atrag așa ușor. Trebuie ceva să le oferi. Haideți să vă spun și de ce. În momentul în care începi o competiție și vei intra în sala polivalentă și vei vedea 24 de mese, da? Deci extrem de multe mese, un spectator neinstruit, un spectator neinițiat în acest sport poate să spună că, Doamne, ce se întâmplă acolo, unde să mă uit mai întâi. Pe de altă parte este viteza mingii, fantastică. Pe de altă parte totul se desfășoară extrem de rapid. E un sport rapid, e un sport de anticipație, de viteză de reacție. Până te obișnuiești puțin cu acest sport, bineînțeles că îți cere puțin timp această obișnuință. Dar vă spun sigur că odată ce ești în sală și odată ce deja ai devii fanul cuiva, unuia dintre jucătorii noștri, echipei naționale, echipelor noastre naționale, suntem prezenți cu toate echipele naționale, la toate probele, vă spun că nu vei mai ieși din sală, pentru că e cu totul altfel sportul când îl vezi în sală, live, decât dacă îl vezi la televizor. La televizor, mingea noastră e puțin cam mică pentru... Și la televizor ai șansa reluării. Categoric. Ai văzut serviciu. Bineînțeles, bineînțeles. Obiectivul echipei naționale e cât mai multe medalii. Da, sunt patru echipe naționale. Fete, băieți, junior 1 și junior 2. Spuneți pentru ce ne avizați, junior 1 vârstă? Să junior 1, 15-18 ani, junior 2, 13-15 ani. Atât la fete cât și la băieți, suntem practic în prim planul tenisului de masă european și mondial. Vă spuneam că acești doi băieți sunt medaliați cu bronz la campionatele mondiale. Așadar, acolo unde știți foarte bine că în sportul nostru Asia este cea care domină. Păi la campionatul mondial din Suedia, la Halmstad, dacă nu mă înșel, pentru prima dată am învins Taipei-ul. Da, pentru prima dată am avut două victorii fantastice, exact, cu Corea. Deci au fost niște victorii sensaționale. Corea și Taipei. Și am venit pe locul 5. Deci la un campionat mondial, fetele au reușit să ajungă pe locul 5 și, sincer, este un rezultat excepțional. Este un rezultat excepțional într-un sport dominat de la distanță de asiatici. Deci ați văzut ce se întâmplă, exact ce vorbeam la începutul emisiunii, de partea de gen asiaticii, dacă sunt talentați, știu să-și ducă mai departe, fac investițiile în acest sens. Și aici intrăm în curtea în care tot a driblat-o. Cum să treacă 3 decenii și să n-am program național de sport? Este cel mai ușor, cel mai frumos ambasador al unei țări, cartea și sportul. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Cum? Dacă nu încurajăm, dați-mi voie să vă spun un lucru. Cum este posibil ca o federație care este în primele 5 federații naționale să nu aibă o sală de tenis de masă proprie în București? Am încheiat subiectul. Ce să vorbim? Doamna ministru se duce să întâlnească cu băieții de la Naționala de Artiști, că au devenit ceva... Bine, acolo e partea de hobby, aici nu mai e partea de hobby, aici este pasiunea unei nații. Aici este vorba despre performanță. De În alta performanță corect, presupune extrem de multe ingrediente. Stimate domn, a trecut vremea în care numai de dragul imnului ești pe podium. Sigur! Cine nu înțelege că în alta performanță înseamnă bani și investiție în sportul respectiv este pierdut pentru că nu sportul se poate. De înaltă deci performanță este business. Deci să te aliniezi cu rușii, vorbesc cu fosta Republica Democrată Germană când era în atletism, rupeau absolut tot
școala cubaneză de sărituri, deci școala, era să spun iponă din Franța de judo. Deci dacă nu mișcăm în sensul acelor de ceasornic și căutăm să credem din nou că suntem talentați și nu depunem efort, riscăm, domnul Romanescu, că peste 6 decenii, nu știu, poate la Craiova sau la Iași, să organizeze din nou campionatul european de junior. Nu, eu cred că totuși acest campionat va fi ca o cutie a Pandorei deschisă, pentru că până la urmă noi suntem ministerul, spunând lucrurilor pe nume, nu am fi putut organiza acest campionat. Trebuie să fim corecți, pentru că nu am fi putut organiza dacă nu am fi avut este obligația de linia lui. De sprijinul ministerului. Este absolut normal. Suntem un sport, suntem un sport care încă trăim bugetar. Păi, cred că sunteți cenușarea sa bugetul la Federația Are Română. Are importanță. Nu, păi, nu știu dacă aveți suntem 500 sau nu suntem. De euro buget pe an? Avem. Avem. Aveți da, da, avem. Deci, credeți-mă că din punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte, dar pe de altă parte, nevoile sunt foarte mari. Da, deci nevoile sunt foarte mari pentru că sunt echipe naționale foarte multe, pentru că turnee sunt cel puțin 2-3 turnee pe lună la fiecare nivel, junior, senior, etc., pentru că sunt campionate europene, mondiale, pentru că ne calificăm în mod constant la cupe mondiale, la finale de Pro Tour și așa mai departe. Nevoile sunt foarte mari, cantonamentele. Mă întrebați vis-a-vis de sportivii din Asia, de diferențe, etc. Dacă nu joci și dacă nu te pregătești la nivelul chinezilor, cu ei, la ei acasă, sincer, nu ai cum. Deci nu ai cum să ajungi la același nivel. Noi vă rog să mă credeți că am reușit această performanță să cel puțin un cantonament pe an să reușim să-l facem în China, ceea ce este fantastic. Deci este extraordinar. La echipa națională. La echipă, la nivel de echipe naționale vorbesc. Pe fiecare segment de vârstă. Pe fiecare segment, deci și pe junior și pe senior reușim să facem acest lucru. 10 zile de obicei nu te duci în China, mai puțin de 10 zile, 2 săptămâni, pentru ajung că îți trebuie... 10 zile? Nu, nu ajung. Dar este un început. Acum câțiva ani acest lucru nu exista. Acum câțiva... Am deci înțeles. Cumva pași s-au făcut. Okay. Poate că suntem noi deja nerăbdători și ne dorim performanța asta să vină mai repede. Nu poți să ai această performanță dacă nu cumva o impulsionezi un pic mai mult, da? Păi gândiți-vă că eu cred că dumneavoastră, mai așa seara la un ceai cu soțul meu să discutați, vine Tokyo. Dacă astăzi nu punem hrană pentru Tokyo, e greu pentru Samara, e greu pentru Dodianu, pentru Suci, pentru fratele ei să atingă măcar cu mirosul podiumul. Știu. Știu ce spuneți. Știu ce spuneți și, într-adevăr, noi avem cumva, există în România școală, tradiție, școală de tenis de masă. Dar la un moment dat, cuvinte precum talent, școală, tradiție, nu mai sunt suficiente. Sigur, da? Nu avem antrenori excepționali, avem antrenori care sunt atât de dăruiți sportului ăstuia, vă spun sincer că dacă punem... Ce antrenori merită să fie duși, să vadă cum se lucrează? Ei sunt tot timpul în contact cu ceea ce înseamnă tenisul de masă mondial foarte și internațional. La nivelul absolut. Tehnic, absolut, să existe absolut. Psiholog, să existe... Avem de data aceasta și o să rămâneți surprins. Avem masări, avem psihologi. Dacă acum câțiva ani nu se punea problema de un staff de genul ăsta... Sigur, eu discut cu dumneavoastră din cadrul Federației Române de Tenis de Masă. Avem nutriționist? Avem masări? Da. Nutriționist nu, dar masări, nutriționist da. Avem. Preparator fizic avem? Nu preparator fizic, suntem în curs de... Psiholog avem? Da. Începem să avem o echipă completă. Tocmai asta vă spuneam. Tocmai asta vă spuneam. Că, știți ce se întâmplă? Surprinzător. Indiferent de bugete, indiferent de partea materială, în momentul în care ești ales să conduci pentru o perioadă, categoric, destinele unei federații, într-un sport, nu ești ales ca să te plângi. Ești ales să găsești soluții. Credeți-mă. Evident. Deci dacă ar fi fost să vă spun ce n-avem, probabil că ar fi o listă extrem de consistentă. Dar nu asta este ideea. Ideea este că din ceea ce avem încercăm să facem mai mult, încercăm să atragem mai mult și iată, avem sponsori care ne sunt alături, avem vizibilitate în sensul că lumea vede, în general, performanța la un moment dat se simte, se vede. Doamna Romanescu, pe mine mă interesează copilul. Și pe mine prioritatea națională a unei nații este copilul. Sunt repet de asta în emisiune de telespectatori, deja nu știu sunt poezia. Eu vreau în școli să fiți, în grădinițe.
discutam cu antrenorul Filipaș. Cu asta, un telefon, omul de celuloid, te joci. Acolo se există, că e simplu contactul. Să vină copiii spre sport. Corect. Ca să aveți 7.000 de copii, de unde Filipaș, Crișan, că azi mâine se va lăsa, Emila Ștef la Bistrița. Tu și tu, haideți încoace. Îi vezi reacția, cum prindem mingea, dintr-o mișcare, o caută. Și atunci vă dați, dar dacă în școli nu intrăm, dacă nu există un program național, pasiunea dascălului să fie într-adevăr dascălul renumerat după ceea ce face, nu să-i dai țâlei să se îmbrace de la second hand și să fie fericit, iar elevii de șmecher vin cu mașinile la școală. Nu. Asta nu e o nație sănătoasă. Asta e o nație de moment. În care se promovează incultura și o vedem la nivel înalt. Știți că imaginea astăzi la guvern date spre agențiile de presă au fost date fără sonor? Doar să vedem întâlnirea româno-chineză în care să nu auzim pe doamna premier. Doamna Dăncilă, pentru mine la fel de inteligentă rămâneți, nu vă faceți probleme. Este inadmisibil să avem o nație așa subțire. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Nu, e provocatoare întreruperea dumneavoastră. Este o discuție pe care cu mare plăcere ne-ar plăcea să o purtăm într-un alt context. Pentru că, într-adevăr, fără educație. Corect. Educație școlară, educație sportivă, educația, până la urmă, trup, suflet, minte, nu vom putea niciodată să facem pași înainte. Și vă rog să mă credeți că... Este trist când vezi o generație de copii care nu mai știu să se joace. Înainte se jucau în fața blocului și se jucau cu mingea, indiferent că se jucau fotbal, că aruncau mingea pase, că jucau de acele mesele de beton. Exact, apropo de mesele, deci toată lumea se juca. Acum acest joc a fost înlocuit. Dacă vă uitați, când ninge afară, copiii nu mai ies să se bulgăreală, la bulgăreală, da? Oh. Numai acum toată lumea răcește, toată lumea stă în casă, computerul, sunt extrem, părinții sunt extrem de grijulii în sensul, după părerea mea, puțin greșit. Da? Pentru că sportul înseamnă sănătate. Sportul înseamnă sănătate la minte, sănătatea la trup, nației, la suflet. În primul sănătate, exact. Și eu sincer nu înțeleg de ce, exact cum spuneți și dumneavoastră, nu ne îndreptăm către ceva care să fie constructiv din punctul ăsta de vedere. O strategie. Noi nu avem strategii pe termen lung. La noi strategiile se schimbă odată cu schimbările și numirile și așa mai departe. O strategie ar trebui făcută de către oamenii și de respectată. Sport, care trebuie exact și continuată. Și continuată. L-am avut aici pe Alex Mardan Stewart, fiul domnului Mardan de la Rapid. El este acum antrenor în lotul Marii Britanii de atletism. Iar ministrul sportului a făcut taxa de zahăr. Oamenii încep să gândească. Au văzut că e nevoie de mai mulți bani. Sigur. Pentru că sportul de înaltă performanță e business, am nevoie de bani să mă bag cu cei puternici. Dar ei au baza făcută. Noi nu avem. Din păcate. Noi ciupim bani și punem aici și meritul lor, bravo lor, și apropo, să știți că eu sunt împotriva salariilor alea pentru campioni olimpici, sub nicio formă, alea să dispară în 24 de secunde. Dacă devii campion olimpic, statul are obligația să te premieze. Dar nu lunar. O dată în viață. Câți campioni olimpici avem? Câți campioni olimpici avem? După părerea mea, a fi campion olimpic, așa cum a fi campion mondial, așa cum a fi campion european, este un lucru absolut special. Da? Este un lucru pe înalta performanță, este atinsă de atât de puțini oameni, încât noi ar trebui să ne gândim la acești oameni ca niște oameni care fac toate eforturile pentru a obține acele performanțe. Un sportiv de înaltă performanță este extrem de privat de multe din lucrurile pe care fiecare din jurul lui. Este foarte ușor din fotoliu să privim și să spunem a pierdut astăzi, n-a fost în stare să nu știu ce, n-a fost în stare. Nici nu vă dați seama cât acolo, în spate, în sala de antrenament, în vestiar, acolo unde... Sportivul este ca actorul. Exact. Exact. Și minge, atunci, plouă, mama nu se simte bine, trebuie să joace. Și atunci un campion olimpic este o raritate. Corect, dar vreau să fie premiat în milioane de euro. Nu. Că l-ai un... Ca o... Îl murdărești.
luminești. Da, dar dumneavoastră vă gândiți că acest sportiv, din ce, deci jobul lui este sportul de înaltă performanță. Când să ai timp? Este o utopie să crezi că poți să ai timp concomitent să faci sport de înaltă performanță, să te duci la un job unde să mai câștigi o sumă decentă care să-ți asigure un trai normal. Este corect, absolut imposibil să te gândești în felul ăsta. Premiera aceea, parcă e un fur pentru celălalt. Pentru că acolo efortul e identic. Campionul olimpic România, prin lege, 100.000 de euro. Scurt, nu mai discutăm. Asta e cu totul altceva. Nu discutăm. Asta e cu totul altceva. Clar, nu discutăm, 100.000 de euro. Da, asta e cu totul altceva. Deci, restul, că e vorba și de antrenor. De sigur. Omul ăla pe care nu-l bagă nimeni în seamă, de masseur, psiholog. Sigur, e o echipă uriașă. În spatele unui sportiv de înaltă performanță este o echipă uriașă. Avem foarte puțin și trebuie să mergem la sala polivalentă. Haideți să ne întoarcem la www.EIC European Youth Championships, EYC2018.com. Găsim, este site-ul campionatului european. Aici găsim biletele de vânzare. Biletele sunt puse în vânzare și de MyTicket și la casa, de la casele de bilete de la sala polivalentă. Iar, și online. Și la stadion? Numai la sala polivalentă, repet, este doar 5 lei un bilet și mi-ar plăcea să umplem sala polivalentă și să arătăm tuturor că tenisul de masă este atât de binevenit și bine primit la Cluj. Perfect. Deci a spus 5 lei biletul, începând cu ora... De dimineață până seara suntem non-stop în sală. La ora 9, de la ora 9 la ora 20-20-30 cel puțin, se joacă non-stop. Din data de 15 iulie până în data de 24 iulie, cei mai buni sportivi, cei mai buni tenismeni ai momentului, juniorii noștri, vor fi prezenți aici la Cluj. Sunt deja în antrenamente la Cluj și sperăm din suflet să câștigăm alături de dumneavoastră cele mai prețioase medalii. Domnul Romanescu, nu vreau să-mi promiteți, dar după ce se termină campionatul european, din două în două zile, bateți-i la cap pe soțul dumneavoastră să inițieze un proiect de lege pentru program național în sport, iar dacă nu înțelege, vreau să-l amenințați. Că o femeie când amenință, un bărbat reacționează. Nu e nevoie să-l ameninți, este în curs de... Că i-am văzut activitatea de parlamentar, taban pe lângă sport. Nu, îmi pare rău. Aici are și o scrisoare, am citit, are și scrisoare. Nu discutăm acum despre chestia asta, dar nu este deloc un program național în sport. Elevii de clasa a 8-a să aibă cel puțin 3 ore de educație fizică pe săptămână. În fiecare sală să existe vestiar cu apă caldă. Și ora să se țină în sala de sport, nu în clasă. Corect. Nu în clasă. Și să nu fie înlocuite de lecțiile la matematică sau alte lecții. Exact. Deci sportul sunt multe să devină prioritar. Aici vă rog frumos să rețineți un lucru. Nu este vorba numai despre Ministerul Tineretului și Sportului, este vorba și despre Ministerul Învățământului. Sunt mai mulți factori care ar trebui... Dar este o discuție pe care cu drag o să o purtăm cu altă ocazie. Eu deocamdată vreau să lansez acest apel și această provocare către toți clujenii. Venim, servim pentru istorie, venim la tenis de masă, să ne fiți alături începând din 15 iulie. Exact, să ne fiți alături la sala polivalentă. Ați fugit acum de la muncă, v-am adus să vă relaxați 40 de minute la TVR Cluj. Săptămâna viitoare, în timpul emisiunii, am să vă deranjez telefonic să-mi spuneți cum ați început, cum se mișcă lucrurile, cum se mișcă al noștri. Dacă obiectivul 2 sau 3 medalii de aur ar fi genial, vă mulțumesc încă o dată și să nu uitați, din 2 în 2 zile pistonați-l. Din 2 în 2 zile, Program Național de Sport. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și vouă ce să vă spun, că întotdeauna dacă e marți e Belgia, de undeva pe la ora 21. Îmi plac jurnaliștii care spun 21 seara. Nu, 9 seara. Hai, toate bune.